Bună tuturor! Așa cum am obișnuit, eu sunt gazda voastră Beatrice și am plăcerea de a vă prezenta cel de-al doilea episod din seria Exploring People Podcast, organizat de Communication Pillar. În primul episod am vorbit despre comunicarea eficientă în menținerea echilibrului dintre muncă și viața personală și l-am avut drept invitat special pe Claudiu Simion, directorul general al DB Schenker GBS București. Astăzi, pentru că mai sunt doar câteva zile până la sărbători, v-am pregătit un episod special în care o să vorbim despre dorința de a face bine, despre dedicare și motivație, dar și despre bucuria de a ajuta și de a aduce un zâmbet pe chipul copiilor. Iar invitatul nostru de astăzi cu siguranță are foarte multe povești de împărtășit care merită auzite. Dar nu o să vă spun mai multe și haideți să-l descoperim împreună pe colegul nostru. Bună, Mihai, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună și îți mulțumesc pentru invitație. Pentru că noi ne dorim să descoperim omul din spatele poveștilor, o să încep cu prima întrebare pe care am pregătit-o pentru astăzi. Cine este Mihai Gherghe? Un tip vesel și zâmbitor. Sunt team manager în towerul de RN Ocean. Uh-huh. Și în timpul meu liber sunt cel care participă sau care organizează diverse proiecte sociale. Pentru că noi ne dorim să te descoperim mai bine, am pregătit o serie de 6 întrebări fulger. Accepți provocarea noastră? Sigur că da. Ce abilități ai dori să dobândești? Îmi place foarte mult partea de comunicare, astfel că partea asta mi-aș dori să o dezvolt din ce în ce mai mult. Spune-ne un lucru despre tine pe care foarte puțin îl cunosc. Cred că doar o parte dintre colegii de la DB Schenker cunosc faptul că fac dansuri populare. Fac lucrul ăsta de aproximativ 25 de ani. Despre ce anume ți-ai dori să știi mai mult? Sunt un tip destul de curios și îmi place să știu despre multe lucruri, însă cel mai mult îmi plac oamenii și îmi place să îi cunosc așa cu totul. Cum anume te relaxezi tu după o zi de muncă grea? Îmi place să ies cu prietenii în oraș și atunci când am ocazia să o fac, merg în oraș cu ei. Care este lucrul pe care l-ai schimbat la tine? Cred că este vorba de entuziasmul pe care l-am atunci când mă implic în anumite proiecte. Atâta timp cât entuziasmul nu este reciproc din partea colegilor cu care fac proiectele, am tendința de a fi mai supărăcios. Și pentru ce ești tu recunoscător astăzi? Pentru tot ce se întâmplă, mai ales pentru podcastul ăsta. Noi știm că tu te implici în multe proiecte, așa că te rog să ne povestești puțin despre cum ai ajuns să ajuți oamenii nevoiași și câte proiecte ești implicat. Lucrurile au început acum aproximativ 15 ani. Cu primele proiecte pe care le-am făcut împreună cu colegii de la Ansamblu Folkloric. Uh-huh. Ulterior m-am alăturat unei organizații care are ca scop organizarea de proiecte sociale și așa am ajuns și în partea asta de coordonare a lor. În momentul de față, proiectul despre care discutăm se numește Bucurie într-o cutie. Uh-huh. Și are ca scop oferirea de cadouri unui număr de 10-15 mii de copii. Și poți să ne spui care e cea mai emoționantă experiență pe care ai avut-o? Da, cred că este vorba de o livrare la una dintre școlile din Boldești, Grădiștea. Este vorba de un sat mic. Mm-hmm. Iar la acea școală, profesorul cu care colaborăm, de fiecare dată ia toate cadourile și le desface, le înmânează copiilor. În felul ăsta el reușește să-i aducă din ce în ce mai mult la școală și să ajute și familiile din care provine. Poți să ne dai exemple de situații extrem de dificile care pe moment ar fi făcut să renunți, dar cumva ai reușit să le depășești? Situațiile astea dificile țin pe de-o parte de condițiile meteo, pentru că fiind vorba de un proiect care se desfășoară în luna decembrie, condițiile nu sunt cele mai prielnice. Da, exact. Și pe de altă parte este vorba de ritmul susținut pe care trebuie să îl menții timp de una, două săptămâni zilnic. Astfel că astea sunt situațiile un pic mai dificile. Ce te face an de an să îți menții motivația și să continui să te implici în astfel de proiecte? Este vorba de momentul în care înmânezi efectiv cadou unui copil. Mm-hmm. Se vede în ochii lui bucuria și cumva asta îți dă energia de a duce lucrurile mai departe în fiecare zi, în fiecare an. Și în ce zone din țară ai reușit să ajungi prin intermediul acestui proiect? Predominant deservim zona de sud a României, mm-hmm, din Craiova până în Galați, însă au fost momente în care am ajuns până și în Suceava. A fost o
o experiență amuzantă. Mi-am luat un angajament că voi livra indiferent de locație. Nu am știut la momentul respectiv unde urma să livrez. Iar când doamna respectivă mi-a zis că este la gura humorului, am zis ok, atâta timp cât este un angajament, îl ducem la bun sfârșit. Au fost, realmente au fost surprinși de faptul că am bătut atâta drum. S-au oferit să mă găzduiască ca să nu mă întorc în București în acea zi. Da. Și cumva am rămas în relații foarte, foarte bune. O să ne mai dai un exemplu de o experiență amuzantă pe care ai trăit-o sau de care ai avut parte? Tot prin intermediul acestui proiect? Sigur că da. Sunt foarte mulți oameni care își doresc să ajute în astfel de proiecte. O astfel de experiență este și cu o persoană care ne-a donat 2-3 tone de portocale. Wow, ce multe! Da, în momentul în care le-am preluat de la el de la depozit, le-am încărcat într-o mașină, într-o dubă. Uh-huh. Și ca urmare a traficului am reușit să răstorn acele portocale în interiorul mașinii. La momentul la care am ajuns la depozitul nostru, la descărcare, a trebuit să culegem foarte multe portocale și, practic, da, a fost destul de amuzant. Este ceva ce ți-ai dori să transmiți celor care vizualizează acest podcast și poate și-ar dori să se implice, dar nu știu de unde să înceapă? Cred că faptele bune sunt ușor de făcut. Poate că proiectele astea de o amploare un pic mai mare au tendința de a speria, însă pe parcursul anului noi facem și proiecte ceva mai micuțe care au la fel un impact semnificativ. Uh-huh. Astfel că cei care își doresc să participe pot scrie. Pentru că ne-am apropiat de finalul podcastului, îți mulțumesc încă o dată, Mihai, pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu. Și pentru că ne-ai împărtășit din experiența ta. Dar îți mulțumim și pentru toate lucrurile frumoase și pentru toate zâmbetele pe care le aduci pe chipul copiilor. Știm că e un proiect de o mare amploare și că eforturile pe care le faci sunt uriașe. Și sper că astfel cei de acasă care vizualizează acest podcast să se simtă motivați și inspirați de a dormi mai mult și de a se implica mai des în a face un gest sau chiar o faptă bună. Sărbători fericite tuturor și sărbători fericite și ție, Mihai! Mulțumesc! Sărbători fericite! Ce trebuie să zic? Bună tuturor, așa cum am obișnuit, eu sunt gazda dumneavoastră sau a voastră și așa. 2, 3 și bună tuturor! Știm că ești implicat într-o acțiune de mare amploare și că te pui niște eforturi de bune. Este ceva... Este.